Da, mă, fă-ți treabă, hai. Bine ați venit la Stax TV, un nou episod de la OMV Autocross Challenge. De data asta cu Cristian Mitrea, cu bătaie, bătăuș, sportiv pe bătaie. Lasă-l, că e și cu moda, el e și cu moda cu astea. Țin să le mulțumim partenerilor, fără de care aceste competiții nu s-ar putea realiza. Sunt anul acesta OMV, Techstars România și BMW România, care au făcut posibil ca noi să putem să închiriem aici circuitul, mașinile, să avem tot ce ne trebuie, ca să putem să facem această competiție a vedetelor. Aceste vedete nu sunt piloți profesioniști. Sunt oameni care conduc normal, pe stradă. Haide mă, vino! Îl știți pe Cristian Mitrea? Când n-au vedete, vin rezervele. Vin rezervele vedetelor, vorba aia. Putea să vină și Măruță, dar îi strica freza casca, vorba aia, și n-avea rost. Ce faci, mă, frate? Ești bine? Mulțumesc, da. Deci, noi râdem de gluma. Te râși, dar râși da. Ca verb. Râși de vreo oră deja de când de a fost colegul înainte. Noi ne tot râdem aici, că a fost da. Bună gluma. E cel mai bun coment pe luna iunie, am zis. Cum ai zis, mă? Este chinea că vreau să intre, să pune și centura. Zice că e croasantul ăla mare. Bun. Începem, avem o probă de alergare pentru a conștientiza faptul că centura de siguranță salvează vieți, după care sper să scăpăm cu viața din experiența celor 5 lapuri de circuit. Hai să începem treaba, frate. Am mai făcut accident. Da. Am mai scăpat în lumele. Da, frățiorul meu. Puțin nu e. Puțin nu e, frate. Am făcut febră de la motor ieri. Băi! Ce? Am emoții acum. E, căcat. Pe mai una tu am și o față de toți ăștia și alergatul nu e printre ei. Ești gata? Ești gata? Haide. Când? În 3, 2, 1, start! Mamă! 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 Vezi ușor cu frâna. Unde? 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 Mamă! Ia. Opa. Ușor. Ușor. Am tras ca prostul, de-aia. Păi vezi că suntem proști, fac și eu ca asta. Gata, mă. Haț! Ești bine, mă, cu metri, 16.06. Ești cu foa acolo. Da, jur! Cronometru. În 3, 2, 1. Deci, iau încet. Este mașina sau bătaia? Cum? Care a fost prima dragoste? Mașina sau bătaia? Bătaia, frățiorul, că e de mic! Mayweather sau McGregor? McGregor sau? Sau Mayweather? Nu, e Mayweather! Pe spate. O luăm pe aici? Da! Asta, ok. O pui pe drept și dai gaz și pui frena. Frână. Mă frână. Te scurg, să mor eu! Să mor eu dacă nu. Ia vezi! Ia vezi încet, hai! Ia vezi! Hai că amers! Hai avem un pic! Hai de mă, gata! Cu cât ai... Cât ai cu punctul la aparat? Cât am... Nu dau la aparat să moară, ia vezi! Ia vezi! Audi TT sau Mazda MX-5? Ce? Nu vă niciuna, nici alta. Niciuna, nici alta. Avem Dacia. Dacia, frate. Dacă e șeful la bătaie, poți să te bați cu urși? Doar dacă te cheamă Dănuț? Antrenamentul în sală, de lupte. Stai așa, că nu mai văd să mor eu. Asta e un 736, gata! Asta e prima dură, nu? Da. Aș mai intrăm în a doua. Da. Antrenamentul în sala de lupte ajută să scapi de stresul zilnic și de gândurile negre? Da! Ajută, mai mult decât o femeie! Așa... Întreabă-l dacă a învățat să facă plecare cu launch control
la AMG-ul ăla până la urmă. Am făcut până, am făcut daună totală, frățior! Au încetat, am uitat să zic, am făcut-o pe mașină. Am trebuit să zic înainte de să am ok. Hei, ia vezi! Ia vezi! Ia vezi! Mai fac o dată Joker de ăsta! Îmi place cu Joker de ăsta! Mai facem un Joker să mori! Ia vezi! Întâi, întâia! Ia fii atent, Joker! Ia, ușor cu fără! Ia vezi Joker, mă! Ia vezi, mă, că e șef pe Joker! Șeful la Joker! Gata, hai, te-te! Alo! 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 Stai încet, ia! Dar să aveți și timp! Dacă nu vreau multă bătaie! Tu câtă poți să dai? Cât e nevoie, bă? Bă, frate, din și aia cu bani, ținut tare să bată geaba, să mor eu! Și-am chinuit atâția ani! Corect! Care a fost cel mai greu meci din pușcă? Mai ții minte, oare? Primul meci? Primul totdeauna, da, primul! Din cauza emoțiilor, din cauza necunoscutului, adrenalină, public, familie lângă tine, e greuț, da, să gestionezi toate alea la un loc pentru prima oară. E greuț. Când îți deschizi o sală de kickboxing unde oamenii poate să te-am sală de kickboxing, este? Ha, ha, ha! Azi de gaia, faci box, este și oși box! Eu fă mea și vizit! De kickbox! Bine mă, ce te bani tu acolo? În septembrie, august, eu! Septembrie-octombrie o să fiu la o sală undeva în centru, în zona Moșilor. Ok. Dăm drum. Care este disciplina la care se vor antrena oamenii acolo? Asta e a treia, frate. Da, frate. E a treia, da? Rup să mor eu aici. Ok. Hai că a început să placă. Mă, ce discipline se antrenează oamenii la sala ta? În principiu eu predau MMA. Okay. Jiu-jitsu pentru adulți, o să aveți jiu-jitsu pentru toate vârstele și începători și avansați și intermediari și competiți în timp. Jiu-jitsu MMA și probabil copii? Și kickbox și cu copii, acolo grupe de copii încep să crească cât mai mult. De la ce vârstă poți aduce copilul la antrenament? La jiu-jitsu de la 5 ani, cea mai bună vârstă că acumulează foarte bine și la MMA e bine de pe la 12-14 ani. Ok. Ce trebuie să aibă un sportiv de MMA? Mai mult talent sau mai mult antrenament? Adică vorbim de oameni care fac for fun sau oameni care vor oameni să facă care vor să facă în competiții, să fie sportivi? Ca să fii profesionist trebuie să ai disciplină. Okay. Trebuie să ai disciplină și constanță, să fii constant, adică să... Da, disciplină. Motivația o mai pierzi că tu. Okay. Că mulți spun că trebuie să fii motivat. Mulți pierde motivația pe drum, mai ales că e un sport care necesită multe eforturi și costuri și unde mai pui și accidentări și timp pierdut și stres și așa mai departe. Da. Deci trebuie să fii foarte disciplinat, să mergi în continuu până răzbați. Ca să dau un exemplu, la început, în primii ani, cred că nu ieșeam de pe saltea de la 8 la 12 noapte. 5 zile fixat. Mamă, e ceva, da? Ce să zic? Și asta cu bătaia o treabă bună. Dar îți mai trebuie ceva ce nu mulți au. Ok? Pentru a merge, adică ce am văzut eu și ce consider eu că e imperativ, dar e o trăsătură cu care te naști, sau e o calitate din punctul de vedere cu care te naști, trebuie să ai o viziune foarte bună a ceea ce înseamnă perimetrul ăla în care se desfășoară totul și mai important de atât, de-a vezi! Trebuie să ai un pic de răutate și de nebunie. Okay. Sunt foarte mulți copii care sunt talentați și emoțional sunt slabi și se pierd. Okay. Și ai nevoie de răutatea aia ca să poți să dai frâu acolo, să-ți vergi toți demonii, că de fapt, până la urmă, pentru mine cel puțin eu acolo e o descătușare. Okay. Acolo e o refulare. Okay. Am văzut în luptele tale că răutatea asta vine de la început, am văzut în lupte. Strategii, de exemplu, unii preferă să dea tot ce au mai bun la început și să-l doboare pe ăla, dacă-l doboară, ia patra să mai avem un tur. Încă o dată. Dacă-l doboară în prima rundă sau nu știu cât îi ține pe ei energia aia, alții și-o dozează pe toată, și-o pot doza pe toată lungimea
pe toată lungimea luptei, știi, cu toate reprizele. Cum crezi că e mai bine? Sau cum crezi că ai, cum i-ai sfătuit tu pe oameni să facă pe sportiv? Depinde foarte mult de cu cine te bați. Trebuie să studiezi foarte mult adversarul, să ai o strategie. Absolut, în funcție de calitățile celuilalt, te alegi strategia pe care pleci. Okay. Asta cu furia pe parcursul întregului meci sau nu, nu mi se pare o discuție bună, pentru că furia aia trebuie să fie constantă. Okay. Adică nu poți să o gestionezi. Okay. Bă, acum sunt, hai că parcă nu lovesc așa tare, știi, parcă, parcă nu mai e nervat. În repriza a doua al fut. Dar nu! Stai așa, frate! Ia vezi! Ia vezi! Ce e important pe tot parcursul reprizelor este să ai un suflu foarte bun, să ai un cardio foarte bun, dar antrenamentele de aia trebuie să fie la un nivel foarte sus, foarte ridicat. E o vorbă veche, trebuie să te antrenezi până plângi, știi cum e, ca să-ți fie ușor în meci. Ok. Am văzut mulți luptători profesioniști care duc doar o repriză. Da. Este luptător de o repriză, așa atât. E cea de o strategie. Stai, stai, stai. Hai, hai. Ultima, hai, ultima tută, da? Strici doar, mă, ești nebun. Gata? Da, mă, gata, mă. E bine, mă. E bine, mă. Câte, mă? Oh. Că nu ești rău. Nu e rău? Nu e rău. Păi ce, tu ești șofer profesionist? Ești cursant? Nu, n-am făcut niciun curs, n-am făcut, dacă ca să te știi! Dacă îi punem pe toți ăștia care au mers mai bine ca tine în ring, cum crezi că se descurcă? Să facem următoarea competiție a vedetelor să fie în ring. Frățiorul, acum știi cum, apropo că râdem de ăștia, stai, iartă-mă, frate, cu nebunii ăștia de se bat acum în cușcă, hap. Da. Acum mă dau vedetele. Jos să mă arăt Cibi, dacă îmi zici că ferească, Ayrton Senna sunt. Bunilor, terminați-vă, sunt și șofer acum. Hap, hap. Fiecare e ce vrea el să fie pe internet, vorba aia. Da. Mamă, dar cum am manevrat-o pe asta? Hai mă că a fost bine, cum ai mers. Ai mers și de-a latul. Ai... Ia vezi, și-am făcut și semne, am văzut și 736, dacă trebuia să zic cuiva. Da, lui Marius acum, 736. Frățiorul, păi ai făcut și tu panoul ăla să mă arăt, tata, mai văzut chior? Ce ai zis? Asta nu vede! Pa nu, a fost la fel pentru toată lumea, dar am avut și oameni care purtau ochelari de, ăștia de vedere. Da, bă, chior, mă! Am avut oameni care i-au dat jos. Nu. Eu merg fără ochelari. Vrei panou nu mai era, panou nu mai... Stai să te jos, stai să te jos. Da, mă, gata, trag, gata, a ieșit. Da, ăsta a fost episodul cu Cristian Mitrea. Eu mă bucur că a venit și că s-a distrat și că a intrat într-o disciplină în care n-are nicio... N-am niciun talent! Nu, mă, n-ai nicio inclinație. N-are, mă, niciun talent. Tu nu mergi la competiții de motorsport, da, nu, frate, te dai cu mașina, nu ești fan, da, nu, chestii de genul ăsta, o folosești doar să te transporti din punctul A în punctul B. Avem în comun adrenalina, da, ca și voi, și mă arunc cu capul înainte. Mă bucur că te-ai distrat, mă bucur că ți-a plăcut, mă bucur că ai venit și că ai participat. Te așteptăm și la anul, unde o să fie mult mai tare, frate. Da, locul e morcă. Da. Și ăsta a fost episodul. Mulțumim partenerilor OMV Techstars și BMW România. Share, like și subscribe dacă vreți să mai vedeți astfel de competiții la Stax. Și îi dăm mai departe, că mai avem episoade de făcut. Unul, da? E bine așa.